Divizia cadeților din campionatul național de volei masculin cuprinde la nivelul întregii țări 4 serii, 2 a câte 5 echipe, celelalte 2 având în componență câte 6 formații. 22 de echipe așadar, care în prima fază a întrecerii își dispută jocurile din grupe în sistem tur-retur, primele 4 clasate în fiecare grupă, urmând să se califice la turneele semifinale. Competiția a ajuns acum la cea de a 3-a etapă a returului, a 8-a a campionatului, rundă în care reprezentanta Colegiului Național Mircea cel Bătrân din Râmnicu-Vâlcea, locul 4 în clasamentul grupei a 3-a, a primit vizita ocupantei poziției a 3-a, Clubul Sportiv Școlar Bega Timișoara, primele 2 poziții fiind ocupate în ordine de echipele din Craiova, respectiv Blaj. Până în acel moment, elevii antrenorului Marius Mărgărit obținuseră o singură victorie, înregistrată în tur în dauna ultimei clasate din Caransebeș, motiv pentru care vâlcenii își doreau să învingă și cealaltă reprezentantă a Banatului, mai ales că au beneficiat de încurajările propriilor suporteri prezenți în sala Capela. Formația gazdă, în echipament roșu, s-a impus la capătul primului set cu 25-19, dar a avut foarte mult de lucru în actul secund, prelungit mult peste punctul 25. Important este că vâlcenii s-au mobilizat exemplar, iar eforturile lor au fost răsplătite în cele din urmă, pentru că și-au adjudecat setul respectiv cu 29-27. Setul al treilea a fost și ultimul al întâlnirii, și asta pentru că formația gazdă nu a slăbit ritmul, s-a impus cu 25-16, luându-și astfel o bine meritată revanșă în fața timișorenilor, care în tur câștigaseră tot în 3 seturi. A fost bine, adică ne-am dezvoltat foarte mult. Ați avut emoții vreun moment? Da, am avut la început, după aia au dispărut. A fost un meci destul de greu, dar ne-am unit și am reușit să învingem. A fost puțin cam greu, dar am câștigat. Victoria a fost foarte bună pentru noi, am muncit mult pentru acest meci și victoria este meritată. A fost un meci greu, dificil, dar ne-am propus să-l terminăm cât mai curat și mai repede pentru a ne califica cât mai ușor. Am avut câteva emoții, setul 2 pentru că am schimbat terenul și e o diferență foarte mare în momentul în care ne încălzim într-un teren și mergem în celălalt. A fost, pot să spun, cel mai bun joc al băieților din acest campionat. Au început să învețe și tactica jocului de volei. Ei practicau un volei așa mai de copii. Nivelul cadeților este mult superior nivelul speranțelor, dar băieții au început să înțeleagă și au jucat, zic eu, destul de frumos astăzi. În urma acestei victorii, echipa vâlceană și-a consolidat poziția a 4-a în clasament și a făcut un pas mare pentru calificarea în faza următoare a competiției. În momentul ăsta suntem puțin cam în spate, dar o să reușim să ne calificăm mai mult ca sigur. Deocamdată suntem pe locul 4. Obiectivul nostru este să ne calificăm mai departe în turneul semifinal. Merg oricum primele 4. Așa că suntem în grafic. În etapa următoare, programată la 15 februarie, echipa vâlceană are o deplasare relativ ușoară la ultima clasată din Caransebeș, pentru ca ultima etapă din 1 martie să-i găsească evoluând pe teren propriu în compania echipei din Blaj.